Conform aprobării dumneavoastră, președinte de ședință este doamna viceprimar Crăjanu Elena Simona. Vă mulțumesc. Bună ziua, bine-am găsit. Înainte de a trece la ordinea de zi, are cineva ceva legat comentarii de procesul verbal anterior, de la ședința anterioară? Atunci supunem la vot procesul verbal de la ședința anterioară. Cine este pentru? Este cineva împotriva? Vă mulțumesc. Cu 14 voturi pentru a fost aprobat, doamnă președinte. Vă mulțumesc. Dăm citire ordinii de zi. Proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Divez, județ Bacău, pe anul 2022, avizat de Comisia de Specialitate și inițiat de domnul primar. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru realizarea obiectului de investiții, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități în Comuna Divez, județ Bacău, la care, în urma solicitărilor de clarificări din partea MDLPA, s-au adus modificări de viziune general estimativ, inițiat de primar și avizat de Comisia de Specialitate. Proiectul numărul 3, ăsta este mai recent. Deci. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al UAT Comuna Livez, județul Bacău, în domeniul public al UAT Comuna Livez, județul Bacău, a imobilului teren în suprafață de 1000 de metri pătrați, teren aferent fost CAP Livez și construcția edificată pe această suprafață de teren, în suprafață desfășurată de 278 metri pătrați, situate în T3P88, în vederea constituirii unei stații de tratare a apei, inițiat de primar și avizat din partea specialitate. Acestea sunt cele trei proiecte pe ordinea de zi. Văd că avem și musafiri. Dacă doriți să adăugăm și punctul diverse? Vă mulțumesc. Supunem la vot proiectele de hotărâre. Este cineva împotrivă? Cu 14 voturi pentru s-a aprobat ordinea de zi, toate cele 4 puncte. O secundă, mai să... Proiectul numărul 1. Proiect am doamna viceprimar, aș vrea să-mi dați un pic cuvântul. Aș vrea să vă salut pe toți. Bună ziua, dragi consilieri. Bună ziua, invitațiilor noștri. Rugămintea mea sau o propunere din partea mea, dacă ați votat punctul diverse, să începem cu diverse, pentru că avem invitații care au venit în ședință și spun punctul de vedere și noi după aia să trecem la ordinea de zi. Perfect. Pentru că n-are rost să ținem oamenii aici. Perfect. Eu o propunem doar. Dumneavoastră hotărâți? Toată lumea este de acord, da? Da. Bun. Părinte? Da. Mă rog, treceți aici. Da. Bună ziua tuturor! Am venit împreună cu domnii consilieri mei, Ilan Costică și Adolin Gheorghiță, ca să vă rugăm să luați în considerare și problema construcției bisericii Sfântul Gheorghe din Livez. Așa cum ați avut dragostea și bunăvoința, și am făcut și mi-ați ajutat cu acei 200 de mii de lei care au fost foarte, foarte importanți și mi-au ajutat foarte, foarte mult ca să înaintăm construcția. S-au turnat boltele la toată biserica
Și vă mulțumim din suflet pentru ajutor, pentru susținerea dumneavoastră. Anul acesta am vrea să îi punem, să ne ridicăm cu turnul, în primul rând, și să îi punem acoperișul. Noi am depus dosare de susținere financiară și mai departe, în alte locuri, cum ar fi la Secretariatul de Stat pentru Culte. Dar nu știm cum se vor soluționa. Din parohie, mai mult de 30.000, 40.000 pe an, nu avem cum să strângem. Și atunci, la lucrări de 240.000, cât constructorul a avut bunăvoința să se facă în avans, nu avem decât în vreo 3-4 ani să ne apropiem cu suma aceea, numai din parohie. De aceea, venim din nou să vă rugăm din suflet și pentru Biserica din Livezi. Este un obiectiv public, ca oricare alt obiectiv al comunei. Este într-un sat cu puțini enuriași și pentru că sunt și alte culte, deci nu trebuie să luăm Livezul tot total, ci doar comunitatea ortodoxă, care este destul de mică, 180 de familii, din care multe văduve și văduri. Și atunci vă dați seama că ne descurcăm foarte greu. De aceea nu mă gândesc tot la atât cât anul trecut. Dar măcar o parte din suma care a fost anul trecut, dacă s-ar putea aloca, ar fi de mare ajutor și odată ce i-am pus turnul, îi luăm apa și nu se mai degradează în interior. De aceea apelăm la bunăvoința dumneavoastră. Știu că sunt și alte parohii care au proiectele lor, sunt și alte culte care au proiectele lor, dar vă rugăm frumos să ne ajutați mai consecvent parohia ortodoxă Sfântul Gheorghe din Livezi, pentru că suntem într-o situație critică. Dacă scăpăm de să-i punem turnul și acoperișul, apoi lucrurile vor fi mai simplu. Mulțumesc frumos! Ne dezvăm bine cu deci, 100.000, dacă ar fi, s-ar rezolva multe la biserică, 100.000 și sperăm să fim ascultați și la Secretariatul de Stat pentru Culte, să primim și de acolo și cu ce mai este din sat și cu oamenii de bună credință care vor dona mai consistent, să reușim să-i luăm apa, să punem acoperișul, dar să nu se degradeze. E păcat că e construcție mare și e păcat de atâta investiție să se pierdă, să se degradeze. Dar mulțumesc, doamna președintă. Stimați invitați, dacă ține părinte, foarte bine prezentată problema Bisericii Sfântul Gheorghe. O cunoaște cu toții de ani de zile și este un lucru bun că ați amintit aici și ceea ce s-a făcut până acum. Contribuția, știți foarte bine, am plecat și împreună, de fapt, de la început. Și mă bucur că s-a ajuns în momentul de față
la stadiul acesta putem spera să avem acoperiș al bisericii. Da. Apreciez faptul că ați făcut o solicitare de bun simț în momentul de față și asta aș vrea să o înțeleagă toți colegii noștri consilieri și nu numai și opinia publică și cetățenii Comunului Bughez, că este de datoria noastră să continuăm acest obiectiv și să ajungem cândva să și finalizăm și să participăm noi cu toții la sfințirea acestui sfânt lăcaș. Solicitarea noastră este un estimat de bun simț, pentru că ați cerut o sumă, consider eu, destul de rezonabilă și cred că nu ar fi o povară pentru Consiliul Local să acorde această sumă. Pe fugă, așa am văzut că în buget, domnul primar a prins o sumă de 150.000 de lei, probabil aici pentru toate putere, dar cred că ar fi bine să ne gândim ca din excedentul pe care îl văd aici, puteam prinde chiar ca anul trecut, puteam măcar 200.000 de lei să se înțeleagă ceva, să nu facem... Da. Ca suma, aș propune ca suma să fie, să fie mai consistentă, sau dacă nu se poate, acum măcar să avem în vedere la următoarele rectificări, ca această sumă să fie de ajuns, dar lucrările se continuă. Este de apreciat ceea ce s-a întâmplat acum și aici se cunoaște mâna parocului de acolo și a consilierilor care sunt aproape că există interes acolo. Felicitări pentru construcția de lângă biserică, unde aproape cu toții am participat și am reușit să facem acel lucru frumos. Eu zic că împreună, dacă vom strânge gândurile și vom fi atenți la ceea ce, la orice gândul pe care trebuie, putem să, până la urmă, va fi mândria noastră a tuturor, că am reușit să realizăm un edificiu, va fi cea mai mare biserică din Comuna Bughez, un punct, știu eu, un epicentru cu al credinței ortodoxe. Nu trebuie uitați nici ceilalți credincioși, de alte religioase, dar cred că și ei ar trebui să înțeleagă că dacă ne unim cu toții forțele și reușim să terminăm acel obiectiv, după aia o să ne vină rândul la fiecare. Fiecare cult o să își aibă partea lor, așa cum s-a întâmplat de fiecare dată. Cred că am fost unul din promotorul acestor investiții pe teritoriul Comunei Bughez, fiecare edificiu, fie el creștin ortodox, catolic sau de alte confesiuni, au fost sprijiniți de-a lungul anilor. Am făcut-o de fiecare dată și sunt de acord ca acest lucru să se întâmple și de aici. Deci, ar trebui să ne îndreptăm atenția, pe lângă toate problemele care avem, că nu sunt puține probleme din comunitatea noastră, să ne îndreptăm atenția spre acest edificiu important pentru toată comunitatea, nu numai pentru satul. Vă mulțumesc! Da. Așa cum spunea și domnul Crăciun, o investiție mare, mult mai mare decât creșterea economică a satului de care și eu fac parte și eu sunt primăreț la această biserică. Important este că, dacă se poate, domnul primar, așa că spunea și domnul Crăciun, să ne putem acorda o sumă de bani ca să pună acoperișul, că de acolo încolo biserica va necesita mulți ani de investiții, pentru că este o biserică destul de mare pentru satul meu, dar foarte emblematică pentru Comuna Bughez, ținând cont de faptul că ea se află chiar în satul de cer, în Comuna Bughez. Domnul primar, totuși, fiindcă eu sunt din Oriaș, într-un fel și la Boianan, știți prea bine că acolo s-a demolat garajul probabil din anexa care de pe lângă casa parohială. Și aș vrea, dacă se poate, așa ca un gest de normalitate, să vă îndreptați pe via și spre satul Poiana și să putem acorda, atât cât se poate, ceva și pentru începerea acestei lucrări pentru îmbunătățirea casei parohiale de la satul Poiana.
bani, toate curtele au nevoie de bani, știu că sunt limitați, dar un gest așa simbolic, dacă nu, contează foarte mult atunci când vrem să începem ceva. Poate la anul o să venim cu o sumă mai consistentă pentru toată. Da. Mulțumesc, domnul primar. Dar mai doresc cineva care să finalizeze dumneavoastră. V-am urmărit cu atenție și... Cu atenție, cuvintele frumoase care s-au vorbit acum, am asistat tot ca proiectul vostru. E mulțumesc. Te cuvintele frumoase. Doamne. Da, v-am urmărit cu atenție și... și cu interes opinia consilierilor, cei care au vorbit, și cred că sunteți toți în asentimentul meu. Biserica Livez este o prioritate, cum bine știți toți. Este vorba de o sumă care Părintele a solicitat-o să vină din urmă, ca să știți, noastră, nu o să vedeți acoperișul pus. Constructorul a făcut niște eforturi, a venit cu bani, și ei trebuie să achite niște sume. Da? Adică să ne facem înțeleși. Din punctul meu de vedere, este ok. Este o sumă foarte mică care a solicitat-o părinte la necesitățile care sunt acolo. Acolo e lucrare mare, dar cu ajutorul lui Dumnezeu, și i-am spus și la părinte că o să o scoatem la capăt, o să iasă la capăt, nu anul ăsta, la anul, oricum e de durată. Mă bucur că și dumneavoastră sunteți alături de biserică, cum de altfel sunt și eu și colegii mei. O să încercăm să-i ajutăm să vină să plătească sumele care le-au restante. Părinte, vorbeam aici cu doamna contabil. Ați văzut, noi avem prins 150.000 la culte. Dumneavoastră a solicitat 100. Biserici sunt, avem 7 biserici, numai ortodoxe. Încercăm în așa fel încât să nu-i uităm nici pe ceilalți. Vorbeam cu doamna contabil dacă putem face o rectificare. Și Poiana, cum spunea domnul consilier Costea, părintele și consilierii au venit la mine, au demolat acel grajd. Persoanele care le avem noi la 416 au fost prezența acolo, i-au ajutat. 3 zile la rând au muncit în acea zonă. Da, trebuie să facem eforturi, sumele nu sunt mari, dar trebuie să ajutați. Părinte, spor la treabă. Mulțumim. Ne auzim. Mulțumim. Vreau să vă salut aici, să vă felicit pentru ceea ce faceți și mă uit la oamenii care aveți lângă dumneavoastră, Nea Costică, Nea Gheorghiță. Sunt oameni care stau alături de dumneavoastră, tot timpul au stat alături de dumneavoastră. Este foarte frumos ce ați făcut acolo, de puteți să țineți drujbile. Și mă bucur asta. Merg cu drag acolo și se vede că mâna din gospodar a părintelui paroc se vede și a consilierului. Vă felicit, părinte, și... Nu se putea fără ajutorul dumneavoastră și ajutorul nostru consilier. Și vă mulțumim din suflet pentru tot ce ne-ați ajutat. Și așteptăm un semnal pozitiv în continuare. Doamne ajută! 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 Să trecem la ordinea de zi pe care ne-am propus-o. Începem cu primul proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Livez, județul Bacău, pe anul 2022, inițiat de primar și adus din partea tuturor de specialitate. Astăzi avem în mijlocul nostru și pe doamna Marcela, doamna contabilă. Nu mai poate lămuri unde nu înțelegem un alta. Comisiile de specialitate. Aviz favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3, aveți pe oameni de la. S-a scris domnul Mocoi. Vreau să se plece pentru că are probleme. Domnul Mocoi, lăsați votul.
Se poate? Mai. Mulțumim. Aș avea rugămintea pentru început, înainte de a se înscrie colegii, pentru că, na, totuși, intram discurs așa. N-am avut timp să studiem. Poate doamna contabil ar da o radiogram așa, ne-a citit dânsa bugetul, mai bugetele din nostru, aș avea rugămintea, ca după aceea, eu știu, să purtăm eventuale discuții vis-a-vis de... Pentru că s-a schimbat un pic modul de prezentare a bugetului față de cum... Cum știam noi, bineînțeles, nu s-au schimbat și conturile. Dacă este de acord, doamna, și cu rugămintea. Vreau să vă spun că bugetul de venituri și cheltuieli aluat Comuna Livezi pentru anul 2022 s-a elaborat având în vedere prevederile legii 317 pe 2021, legea bugetului de stat pe anul 2022 și legea 273 pe 2006 prin finanțele publice locale. Veniturile sunt structurate pe capitole și subcapitole, iar cheltuielile pe părți, capitole, subcapitole, titluri, după caz. Veniturile bugetale locale se constituie din venituri proprii formate din impozite, taxe, contribuții, alte vărsăminte, alte venituri și cote defalcate din bugetul pe venit. Sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, subvenții de la bugetul de stat și de la alte bugete. Veniturile proprii prognozate pentru anul 2022 au fost fundamentate la 80% din nivelul realizărilor anului precedent, cu excepția cotelor defalcate din impozitul pe venit, care au fost alocate în proporție de 63% din veniturile estimate a fi încasate. Astfel, construcția proiectului de buget local pe anul 2022 are în vedere venituri în sumă totală de 7.812.470 de lei. Veniturile bugetului local se constituie din venituri proprii în valoare de 1.034.770 de lei, sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat 1.980.000 de lei, sume defalcate din taxa pe valoare adăugată 4.611.000 lei, subvenții, ajutoare încălzire 186.700 lei și sume utilizare din excedentul anilor precedenți, 1.785.000 de lei. La capitolul, deci, bugetul de cheltuieli general consolidat pe anul 2022, este detaliat pe capitolul, subcapitole, titluri, articole și aliniate pe anul 2022, în sumă de 7.812.470 lei, evidențiat pe cele două secțiuni de funcționare și dezvoltare, iar ca sursă este compus din cheltuielile anului curent, în sumă de 7.812.470 de lei, iar excedentul anilor precedenți în sumă de 1.785.000 de lei. Bugetul cheltuielilor bugetului local pentru este prezentat astfel. La capitolul 51, autorități publice și acțiuni externe, la titlu 10, cheltuieli de personal, avem 2.585.820 de lei. La titlu bunuri și servicii, 618.660 de lei. Iar cheltuieli de capital, 318.800 de lei. La capitolul 54.02, servicii publice generale, fond de rezervă, la dispoziția Consiliului Local, 250.000 de lei. La capitolul 56.02, transferul cu caracter general între diferite nivele ale administrației, 300.000 de lei. La capitolul 61.02, Ordine Publică și Siguranță Națională, 375.000 de lei, care se compune din la capitolul la titlul 20, bunuri și servicii 25.000 de lei și cheltuieli de capital 350.000 de lei. La capitolul 65.02, titlul bunuri și servicii 405.000 lei, titlul 57 asistență socială 131.000 de lei și titlul 59 alte cheltuieli 93.000 de lei, adică curse. Cheltuieli de capital, 75.000 de lei.
La capitolul 6602, sănătate, avem cheltuieli de capital 84.000 de lei. La capitolul 6702, cultură, recreere și religie, la titlul 10, cheltuieli de personal 113.900 lei. Titlul 20, bunuri și servicii 95.300 de lei și titlul 59, alte cheltuieli, susținerea cultelor 150.000 de lei. La titlul 70. Ce înseamnă aceste cheltuieli de capital? Asta, aveți în lista de investiții, dacă vă uitați, la capitolul 6702 și sunt prinse obiectivele. Da? Da? Deci la fiecare capitol. În lista de investiții sunt pe capitole. La capitolul 6802, asigurări și asistență socială, la titlul 10, cheltuieli de personal 638.500 de lei, la titlul 57, asistență socială 886.700 de lei. Aici, la titlul 10, la cheltuieli de personal, sunt cheltuielile asistenților personal. La titlul 57 sunt indemnizațiile persoanelor cu handicap, care la momentul respectiv sunt 33, și ajutorul social în valoare de 186.700 de lei pentru lunile ianuarie, februarie și martie. Banii de încălzire, da, exact. De 700.000 sunt indemnizațiile, având în vedere că s-au majorat salariul minim pe economie și la aceste categorii s-au majorat salariile. La capitolul 7002, locuințe, servicii și dezvoltare publică, la titlul 20, bunuri și servicii 313.700, la titlul 70, cheltuieli de capital 565.330 de lei. La capitolul 7402, protecția mediului, avem la titlul 10, cheltuieli de personal 158.220 de lei, iar la titlul 20, bunuri și servicii 492.000 de lei. Gunoiul, nu? Da. Gunoiul, aici sunt doi salariați, Petrică și Ilie, sau da? Și aici, exact, gunoiul. Acest gunoiul se regăsește la pericule, adică se încasează suma asta sau punem în continuare bani din ceea ce am primit? Îl găsiți în anexa numărul 1, la venituri din prestări de servicii și alte acțiuni, adică la 3302 la cod. Eu aici am luat în vedere ce s-a încasat anul trecut. S-au casat cu tot ce am pus, nu, că am mai pus din buget, am pus și din sumele pe care le-am venit, am pus, nu cred că am casat niciodată 492.000. Deci nu, deci dacă vă uitați la venituri, la codul 3302, la anexa 1, unde avem venituri din prestări de servicii și alte activități, avem 177.000 acolo. Am omis un zero. Deci atât s-au încasat anul trecut. E atât. Vedeți, încasăm 170 de lei și plătim 5 lei. Asta am spus și... La capitolul 8002, acțiuni generale economice, comerciale și de muncă, 11.690 de lei. La titlul 10, cheltuieli de personal. La capitolul 8402, transporturi, la titlul 20, bunuri și servicii, 318.500 de lei și la titlul 70, cheltuieli de capital, 416.870. La titlul 8002, alte acțiuni economice, titlul 10, bunuri și servicii, 25.480. Da, da, da. Da. Aici, la capitolul 84, aici sunt drumuri de nou. Aici, la titlul bunuri și servicii, sunt reparații, dezăpezire. Și la cheltuieli de capital sunt în lista sunt de investiții. Sunt investiți în banii pentru cofinanțări, nu?
adică în cheltuieli de capital. Da, la cheltuieli de capital, în lista de investiții, avem programul cu PNDR 1, PNDR 2, da, și mai avem un nou proiect, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamitățile din comuna Livez. Din câte știu eu, e vorba despre domeniul de Valerea, nu? Da, da, da. La, aș reveni un pic la capitolul 66, la sănătate. Da. La 84.000, aici pentru cheltuieli de capital, probabil proiectare, ceea ce spuneam asta, cum dispensat. Dar nu ați luat în calcul sau nu știu unde. Trebuie să, să fim întotdeauna prevăzători. Vedeți, am trecut în 2 ani de pandemie. Unde nu era bine depus aici niște sume de cheltuieli curente? Deci sau, sau luăm din, din... Eu am prins la autorități executive, deci avem un capitol la 20.04, am prins 4.000 de lei pentru dezinfectant și la capitolul 20.01.30 am luat în considerare măști, ce să mai impune. Nu, am luat un capitolul ăsta sănătate și nu vedeam ca aici. Nu, nu, deci nu, nu. În, la 51, dacă... Vă uitați în buget, deci am avut în vedere. Da. Alte întrebări? Da. Da. Mai nu mai dorește cineva? Da. Domnul primar, dacă nu mai dorește nimeni. Mulțumim, domnului contabil, că v-a prezentat atât de, de elegant, cred că și dumneavoastră ați văzut, un buget făcut, zic eu, ca lumea, un buget care a cuprins tot, toate problemele care le avem, cu sumii, cu sumii care sunt. Este pentru prima dată când doamna contabil sau un contabil ne prezintă bugetul ca să înțeleagă fiecare. Am ținut neapărat ca doamna contabil să fie lângă noi și dumneavoastră la întrebările care le-a spus, ați primit răspunsuri. Dacă prezentam eu bugetul, vă dați seama că nu puteam să fac ca doamna contabil. Îi mulțumesc doamna contabil, dacă vreau să mai aveți ceva de, de spus. Vreau să o felicit doamna contabilă și dumneavoastră pentru prima dată, după ani de zile în care mi se descurc buget așa cum trebuie să înțelegeți lor. Foarte important. Și pe calea aceasta își pun bine succes. Bravo. Vă mulțumesc. Niciodată n-am venit. Da, asta am venit. Dacă nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local. Cine este pentru? Cine este pentru? Este cineva împotrivă? S-a obținut cineva? Doamna președinte, avem 14 voturi pentru. Unanimitate. Eu vă mulțumesc frumos și vreau să mă retrag. Mulțumesc frumos. În cazul acesta, să trecem la proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ. M-auziți? Vorbesc mai tare? Privind realizarea obiectivului de investiție, reabilitarea și modernizarea infrastructurii rutiere afectate de calamități în comuna Livez, județul Bacău, la care, în urma solicitărilor de clarificări din partea MDNPA, s-au adus modificări de vizului general estimativ, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Dacă dorește, comisiile favorabile. În loc cu domnul primar să ne explice despre ce este vorba, după care, dacă dorește cineva să adauge cu drag. Domnul primar? Da. Referitor la proiectul numărul 2, reabilitare drumuri în comuna Livez, am ajuns la minister săptămâna asta, am fost de două ori. Sumele sunt limitate și acolo. Este vorba de județul Bacău, are 500 de milioane. Vreo 206 o să meargă la Consiliul Județean, restul pentru comun. A trebuit să ajustăm, din sumele care le-am solicitat noi la proiectul care îl aveam cu Livezul și ne-am încadrat în alte valori. De asta proiectul de hotărâre este cu devizul estimativ cu sumele reduse care sperăm să le obținem. Și de asta revenim. Nu avem voie să schimbăm titulatura acelui proiect pentru că a fost depus în anul trecut.
Acum, dumneavoastră, decideți dacă acest proiect va trece, dacă sunteți de acord cu el și... Dorește cineva să... Domnul Johnny? Da. Putem... Îmi pare rău să... Nu este o bucurie pentru noi, pentru că vedem că se ajustează sumele, dar din experiența pe care o am, haideți să nu ne mai lăudăm înainte de a... Pentru că, până la asta, pentru așa, eu v-am atenționat din momentul în care mi-ați prezentat acest proiect, am spus, da, nu, foarte bine pentru comunitate, dar, vedeți, la lauda mare nu mergi cu sala. Pentru că, în țara asta sunt atâtea și atâtea probleme, atâtea și atâtea zone de calamitate. Chiar dimineață am uitat la televizor și am văzut că vom fi sancționați de Comunitatea Europeană pentru că statul român nu a făcut o hartă la o situație a zonelor de risc. Și din păcate ne afectează și pe noi. La Marea Sâmbă pe care ați propus-o dumneavoastră în acel proiect, un proiect avantgardist, aș vrea să spun, cu zeci de miliarde de lei, cu acele potul de tonaj pentru fiecare locuință, să primească să tăiem din această finanțare. Deci și cei care vin pe aici, firmele, eu asta vă încercam să vă spun și am trăit-o pe propria piele, că nu tot ce zboară se mănâncă și nu toate firmele care vin și ne prezintă tot felul de proiecte și tot felul de lucruri. Da. Ei vin pentru a-și câștiga un bănuț. Se gândeau ei că din acea sumă, dacă își trage și ei o parte, pentru proiectare, ar fi ok. În funcție de proiect, de valoarea proiectului, probabil îmi dau și ei bănuții. Vedeți că lucrurile nu stau chiar așa. Și să facem proiecte mai aplicate pe situația reală din teren. Nu spune că nu ferească Dumnezeu. Lucrările ar fi necesare și acele investiții rezolvau foarte multe din problemele comunități. În diverse vale, de problemele asta, poate la Orșa, la Dumnezeu. Dar în toate satele avem probleme. Vedeți că lucrurile nu stau chiar așa. Dar e bine, măcar de valoarea asta să facem un proiect rezonabil care să răspundă cât de cât cerințelor pe care le are comunitatea noastră. Veți mai avea drumuri de bătut de la ministere. Veți mai avea, eu știu, momente în care veți sta la uși. Asta este munca pe care trebuie să facă un primar. Să se zbată, să aducă banii în comunitate. Iar noi aici să ne dăm cu părerea, să discutăm. Dar bine ar fi câteodată să mai țineți cont și de părerea noastră, pentru că și noi, la fel ca și noastră, batem ulițele satelor noastre și cunoaștem de aproape problemele care se confruntă. Dar în rest, voi fi de acord cu proiectul de hotărâre și vă urez succes. Deci, aia este adevărata problemă. Deci acel proiect, acele sume care noi le-am solicitat, alea sunt corecte. Deci aia este problema satului Livez. Acea zonă a comunei noastre, fără regularizări, pe curs de apă, fără un proiect amplu și mare, nu se scoate la capăt. Dar v-am prezentat de ce. Pentru că toți primarii au depus sume mari. Deci la București, în două zile, cred că au fost mulți primari. Am avut onoarea să merg direct la domnul Soare. Am stat de vorbă cu el, l-a rugat domnul director, nu ne mințiți. Adică nu spun, da, domnule, dă-i drumul și nu primești finanțare. Omul ne-a explicat, de asta am venit, suntem în termen să depunem, că până luni deja trebuie să dăm drumul la... să-l ridicăm din nou pe platformă, dar revin. Livezul, fără ce am solicitat noi, în primă fază, asta e realitatea. I-am și spus domnului director, iau și... Deci să uita și să vedea exact zona. Pentru că de acolo, chiar dacă te duci tu să spui că nu știu ce, exact zona Livezului ne uitam și am văzut-o și am arătat cu unii vin locurile astea. Și le-am văzut de acolo.
Și mi-a dat, mi-a spus, da, domnul primar, așa este, este o problemă, nu putem să, să rezolvăm problema cu capitul cu un dic și cu 10 metri și cu 5 metri și cu nu știu ce. Dar banii e problema. Știți, toți ne învârtim în... Acolo au fost probleme care cât de cât s-au rezolvat. Lucrurile nu mai stau atât de rău cum stăteau la tu, nu știu, 15-20 de ani. Stau mai după fiecare dintre poștii administratori care au fost primari și-au adus contribuție. S-a mai făcut un gabion, s-a mai făcut un pot, s-a mai făcut un dic. Lucrurile nu mai stau atât de rău cum le-au prins băieții la proiectare, ca numai. Cam apoi ce am trăit și noi în momentele astea. Au niște proiectanți, ne certa că de ce facem pot, noi nu știu pe unde. Stai, domnule, dacă dacă omul ăsta a trecut 100 de ani pe rău, tu e condamnat și acum pe ei tot să fac... Adică... Bun. Asta e. Da, am înțeles. E ok. Să dea Dumnezeu în care să-l vedem cu astea. Să-l facem. Eu ce zic, da, să ne vedem. Nu trebuie să vă lau la mare un lucru și cu sală. Asta e. Da. Sunt chestii, politicienii de la vârf discută de-ale lor, de-a beneficiului. Era un grup mai mic care cerea banii, sau mai extins. Da. Da. O mână de grăunță la două găini e altceva, dacă trebuie să le faci la 10, deja... Dacă, dacă s-au inclinat cererile de comandat cu vârf, atunci vă rugăm să supunem la vot acest proiect. Cine aia este pentru? Și Dorin. Cine v-am punit până la final. Da, da. Da. 14 voturi pentru. Unanimitate, de fapt. Trecem la proiectul numărul 3, comisiile de specialitate. Georgiana? Domnul Putu favorabil, la mine. Dăm citirii proiectului. Proiectul de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al UAT Comuna Livezi, județul Bacău, în domeniul public al UAT Comuna Livezi, județul Bacău, al imobilului teren în suprafață de 1000 metri pătrați, teren aferent fost CAP Livezi și a construcției edificată pe această suprafață de teren în suprafață desfășurată de 278 metri pătrați, situație în T3 pe 88, în vederea construirii unei stații de tratare a apei, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Domnul primar, ne puteți prezenta? Da. Aici este vorba de fostul sediu al CAP-ului, în Livezi, aici în centru. Terenul și acea clădire era trecut în domeniul privat. Ca să putem face investiții, trebuie să-l trecem în domeniul public. De asta am făcut solicitarea, aveți și expunerea de motive. Dorește cineva să... Domnul Gioni, mai dorește cineva? Domnul Gioni, deocamdată. Domnul Cucin. Mulțumesc, doamna președintă. Știu că pe acel, de fapt, era un litigiu acolo. Din câte știu eu, la un moment dat, că se rezolvase, nu știu dacă s-a mai făcut recurs, nu s-a mai făcut, era cineva care solicita acel teren, dar eu vreau să scot în evidență faptul că, altădată m-ați criticat că nu erau introduse din domeniul public, domeniul privat. Vedeți că și domeniul privat înseamnă tot domeniul public, adică domeniul public-privat. Acum, nu mai știu exact, am mai pierdut din șire. De ce nu se putea face investiția dacă era în domeniul public-privat? Pentru că totuși, e tot domeniul public, nu? Dar să înțelegi. Da, mă rog, dacă așa trebuie, așa trebuie făcut, dar vreau să fim atenți că acolo era o discuție. Odată era un litigiu, eu știu că ținut să rămână această suprafață. Nu am putut demonstra cu documente cei care au solicitat proprietatea acelui teren. Și dorința de a face această stație de tratare are legătură cumva cu angajamentul nostru în relația cu ADIN. Totuși suntem pe o listă de investiții, nu știu, facem... Știm că acest sistem de alimentare cu apă trebuia să îndeplinească niște cerințe care trebuia să predăm la, la CRA. Totuși aveam o stație de tratare la un sistem care, într-adevăr, ne mai dădea și probleme cu ultraviolete, cu așa mai departe. De ce această stație de tratare a apărut aici sau de ce nu se poate... Acolo nu era prevăzută la proiect. Asta e de astăzi.
Alimentarea cu apă de la fostul CAP, vestul CAP de acolo, cea mai bună poziție a acelei stații este în zona asta, în urma verificării. Important este să trecem acest teren, să trecem în domeniul public și... Totodată trebuia prinsă cumva și să rezolvăm și problema cu domeniul public, ca zonii respective acolo. Era bine, totodată să se facă. O să avem și chiar o să spuneați că aveți niște documente în care dumneavoastră știți că și de acolo ca să putem să facem și... Să putem acele pompe să tragem curent. De acolo trebuie să plecăm. Cred că la următoarea ședință, într-o lună de zile, azi mă ocup eu personal și cu doamna de la Fond Funciar să pregătim să vedem care sunt zonele. De multe ori o să încerc să iau legătura și cu dumneavoastră. Cei care știu, adică să avem o discuție între noi, să știm exact unde stăm și ce o să solicit la Fond Funciar ca să putem să... Sigur, exact. Dar de rezolvat, avem acolo suficient. Este. Da, dar... E vorba de... Construit și el chiar altă captare. În următoarea ședință, eu sper că îmi fac materiale ca să putem să trecem... Am mai identificat niște izboare chiar anul trecut. Da, știu. Bun, deci de ce mai asta e? Tot se lucrează la asta și se ridică tot. Problema și suntem în balanță cu discuția cu cei la care suntem într-o asociere. Asta e. Acum nu știu dacă o să reușim mai vreodată cu sistemul ăsta nostru la Lipesc. Se le predăm, pentru că, într-adevăr, când am făcut investiția, nu era vorba nici de adib, nici de crab, nici de cerințele lor. Am dat voie să se facă acele branșamente, știți foarte bine, în curtea cetățeanului, nu la limită, primului loc nici nu aveam unde să le facem, că nu ai drum unde să-i faci. Se faci. Adică sunt niște... Dar totuși, trebuie să ținem aproape și de ei, dar să nu pierdem, acolo este o investiție mai mare la care am aderat, dar suntem pe o listă de investiții și eu să o... Să rezolvăm problema la pe Incom. Da. Cine este rând? Cineva împotrivă? Majoritate 14 voturi pentru. Da, domnul președinte, domnul primar, s-a epuizat ordinele zi, mai are ceva divers, da? Dacă ați lua în calcul că trece la punctul diverse... La început cu... Primul diverse. Da, nimic. Aș reveni un pic, vreau să fac discuție. Timp prea din că s-a creat o problemă la noi la județ, la bloc aici, cu terenul de spatele blocului. Noi, Consiliul Local, nu știu prin ce an, am trecut terenul din domeniul privat în domeniul public ca să putem să intrăm în posesie terenul... Invers. În domeniul public, în domeniul privat, așa este. Da? În ideea de a intra în posesie, să putem plăti și terenul și tot zona anexă de acolo. Dacă tot s-a întâmplat și s-a întâmplat acum și a fost somată într-un fel că nu plătim imposte, aș avea rugămintea primăria, Consiliul Local, să încercăm să intabulăm terenul, pentru că noi, proprietarii acolo de bloc, nu putem să intabulăm terenul, care nu este al nostru. Urmând că după aia noi să fim, sau să veniți și să ne impuneți prima dată și odată cu trecerea timpului, să intrăm și în posesie terenului lor. Ca să nu mai apară discuții cu privire la terenul de acolo așa. Pentru că știu, mă interesează că sunt locator acolo la bloc și chiar vreau să plătesc, pentru că vreau să fiu corect. Să nu ne facem iluzii să credem că sunt suprafețe, nu știu ce suprafețe. Câteva părți de teren acolo, care sunt parcuri 12 locatari, 12 apartamente. Nici nu știu dacă beneficiază toți de porticica de teren, dar ar fi bine să o rezolvăm totuși, că e bine bine așa. Și aș face un apel la dumneavoastră și încercăm să demarăm procedurile ca să putem să plătim și noi bucățele de teren care avem acolo, ca să nu mai fim, să ieșim din discuția asta. Eu zic să aplicăm modelul de la Comuna Gura Boiei, la Rotunda, de acolo, scoate la licitație. Da, da, da. Scoate-ți la licitație cu domnul Buc. Face ceva ca să fie ok. Te gândi cu mine, da, da, da. Cred că dumneavoastră sunteți cel mai bine informat cu situația da. Care e acolo și știți cel mai bine ce se întâmplă în primărie da. Cu acea problemă, cu acele da. Terenuri. Eu știu că în
cred că prin 2010-2012, cred, s-a lucrat mult la ce era, fiind în Consiliul Local, eu nu știu de ce nu s-a finalizat. Nu s-a finalizat, pentru că atunci s-a ocupat să și domnul cineva de la mea. Nu înțeleg de ce, dar pentru timp. Dar nu mai contează. Mai, deci încercăm. Doamna de la urbanism, domnul Costea, vă poate prezenta ceea ce avem noi de făcut aici cu doamna de la fond funciar. Am avut discuții pentru că noi am avut o sesizare pe tema asta. Am dat un răspuns că nu știu cum o să finalizăm. Dar trebuie dus la capăt. Mie îmi pare rău că în momentul ăla nu s-a dus la capăt. Fiind, era și Domnul Ierea Dumnezeu să-l ierte, erau toți acolo. Nu știu de ce s-o scăpat. Au apărut o discuție între locatari, ceva a plecat de la locatari, să știți, nu de la primărie. Atunci, la momentul ăla. Așa știu eu. Nu știu dacă nu s-a mai întâmplat, nu s-a întâmplat. Da, nu mai contează. Eu am înțeles ideea. Da. Și la ce l-a zis? Vă rog, doamnă președinte. Fiecare dată am venit cu o plângere la dumneavoastră legat de iluminatul public la oră. Deci vreau să vă spun că e aceeași mare problemă. Deci am intervenit, am vorbit cu domnul care e responsabil, care vine și se ocupă de asta. Deci nu știu, dacă e din cauza vântului, din ce cauză o fi, dar avem copii care merg la școală, haideți că acum au început să mări ziua și să luminează mai devreme, la ora 6. Dar totuși sunt copii care pleacă din fundul satului și așa, cred că până pe la jumătatea satului este lumină, că am impresia că se aprinde din locuri diferite. Dar partea asta la stradă niciodată nu este lumină. Ajung copiii, stau în stație, n-au lumină. Deci e o problemă. Când bate vântul să ia lumina, adică peste tot este, vara și pozele la mine de acasă, Prăjoaia este lumină, peste tot, Cotonul, se vede, e cam paradis de la mine, peste tot se văd becuri aprinse, Orășa, e praf. Bate vântul sau ninge sau plouă, dar gata, nu mai este lumină. Așa și cu aia. Săptămâna trecută s-a lucrat la punctul de aprindere în toată comuna. S-a verificat, pentru că acolo mai apărut unele probleme. Intrau un bloc în cutiile acelea care se reglează timpii de iluminat. Acum la Orșa, dacă spuneți că s-a prind luminile sau nu s-a prind loc? Nu s-a prind. Sunt momente în care... A, este decalat timpul, să înțeleg, da? Nu. Sunt momente în care, din cauza vântului, se întrerupe lumina. Deci cum a fost serile astea, că a bătut vântul, da. Sau dacă ninge, sau dacă plouă, sunt momente în care rămânem în beznă, peste noapte, când a bătut vântul. Am înțeles. E o problemă de rețea. Dar vechi problema, doamna viceprimar știe. Deci cel puțin cred că este un an de zile și când eu tot insist pe tema asta. Nu e în prea voință, dar sunt copii așa, că timp de iarnă e noapte, la șase, când ies la autobuz. Și totuși sunt micuți, au 14 ani. 15 când clasa noua, când încep a pleca la Onești. Da. Da. Mulțumesc. Dacă nu mai e nimic, declar ședința închisă. Vă mulțumesc pentru ziua de astăzi.